Baia Mare pentru unul dintre cele 20 de proiecte pilot societal. Proiectul se numește Together We Learn, Învățăm Împreună, este coordonat de Asociația Esperanto. Partenerii în proiect sunt organizații din Spania și Polonia. Prin obiectivele sale, proiectul își propune să facă dizabilitatea vizibilă, înțeleasă în societate. E vorba despre o modalitate cât mai simplă și eficientă, plăcută de a învăța. Noi le-am numit cercuri de învățare sau evenimente de învățare. Stabilim o temă împreună sau îi întrebăm pe ceilalți. Ne stabilim tema, ne întâlnim într-o zi, la o oră și vorbim pe tema aia. Avantajul este că putem să implicăm persoane din comunitate și persoane cu dizabilități, membrii, angajați, beneficiari, pe oricine. Mai este o parte importantă pentru noi și anume avem posibilitatea să îi obișnuim pe fiecare cu ceilalți. Avem și o unitate protejată. Unitatea protejată oferă servicii economice și aduce venituri care să susțină activitățile sociale. Avem 5 persoane cu dizabilități angajate, avem activități de arhivare, producție de documente, publicitate, felicitări, diverse alte produse sau facem intermediere. La întâlnirea de proiect care am avut-o în octombrie anul trecut, partenerii noștri au fost Maramureșul istoric, astfel au reușit să vadă tradițiile, atât ca și alimentație, ca și îmbrăcăminte. Chiar au fost foarte entuziasmați, sunt convinși că vor mai veni să vadă cum este Ardealul, chiar Maramureșul, și să încerce pălărioarele tradiționale. Asta este grădina noastră din curtea Esperanto. Aici avem o salcie plantată de 3 ani și așa de mare a crescut. Pentru început am plantat roșiile, am pregătit terenul, am plantat roșiile, acum nu avem, acum am floresc. În cadrul centrului de zi Esperanto avem acest beneficiu în cazul în care intervine o problemă și ne avem nevoie de o zi liberă, ni se oferă acea zi liberă fără niciun fel de probleme. E foarte ok să ai un job unde relația dintre șef și angajat nu se rezumă doar la o simplă relație șef-angajat. Și aici mă refer la cazul meu, când am avut o problemă personală și am vorbit cu Dani și Conrada. Am fost înțeles, am fost împrumutat cu o sumă de bani când am avut nevoie. Eu lucrez la Asociația Esperanto de la 8 la 1. Întâi îmi fac gimnastica mea și după aia ajut copiii. Sunt în Consiliul Director al Asociației Esperanto. Mai sprijin asociația, mai dau câte o idee. Eu, fiind în scaun cu rotile, eu simt mai mult ce înseamnă a fi o persoană cu dizabilitate. Sunt mama lui Andrei. Este un copil bolnav cu tetrapareze spastică și beneficiem de serviciile acestui centru de cel puțin 6 ani. Centrul de zi este adaptat pentru persoane cu dizabilități, mai ales pentru locomotor. Avem rampă atât la centrul de recuperare pe partea de kineto, cât și pentru partea educațională. Avem băile accesibile pentru scaune cu rotile. Toate se adaptează în funcție de nevoile lor. În fiecare zi venim cu mașina Esperanto după mare, facem turul orașului, ajungem cu copiii la centru și după aceea dimineața mâncăm și după aceea facem gimnastică și ce avem de făcut. În ziua fără mașină venim fiecare, eu cu scaunele cu rotile, e cine nu poate umbla, iar restul copiilor vin pe jos, ne plimbăm până aici și ne și place foarte mult. Când ne mai plimbăm în aer liber. Avem locuri speciale unde se colectează hârtia, avem loc special pentru peturi, hârtia care o punem pe paturile de masaj când avem pacienți, o reciclăm de două ori în prima fază, după fiecare pacient o luăm, o colectăm separat, iar apoi o utilizăm la dezinfectat și ștersul geamurilor. Și la diverse evenimente, părinții sunt alături de noi și ne ajută făcând mâncare. Unii dintre ei sunt chiar foarte talentați, sunt foarte buni bucătari. Mâncarea care rămâne după evenimente este adusă în centru și copiii
mănâncă copiii sau fac ei ore de bucătărie? Avem contract de confidențialitate cu părinții. În momentul în care se înscriu în centru, li se prezintă regulamentul de ordine interior. La recrutarea de voluntari este foarte important să prezentăm noi contractul de confidențialitate și angajații respectă, bineînțeles, confidențialitatea beneficiarilor. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane.